Astăzi, 15 iunie, se împlinesc 134 de ani de la trecerea în neființa marelui poet Mihai Eminescu. La Soroc a avut loc o activitate de comemorare, care a început cu depuneri de flori la bustul lui Eminescu de pe Aleea Clasicilor din parcul ce-i poartă numele. Eminescu este sufletul neamului românesc. Eminescu este idealul acestui neam. Și poeziile lui sunt o adevărată inspirație care paralel ne fac ca să menținem patrimoniul cultural și să ținem minte de tradiții, de obiceiuri. Dar totodată Eminescu ne-a lăsat o mare comoară, o mare bogăție. Prin poeziile sale, Eminescu este simbolul tuturor românilor. Desigur, creația lui a devenit Evanghelia spirituală a neamului nostru, simbol al culturii, reper pentru noi cei de astăzi. După mine, acum, astăzi, mai mult ca oricând avem nevoie de Eminescu, pentru ca operele sale să revină cumva valorile țării, pentru că adevărul spus de el este actual, pentru că nimic nu se poate construi pe minciună și pentru că toate gândurile și toate cuprinsurile lui Eminescu au fost atât de aproape de Dumnezeu și el spunea: Dumnezeu nu este în cer, Dumnezeu nu este pe pământ, Dumnezeu este aici, în inima noastră. Tradițional, în această zi, cu flori și vers, a venit la bustul lui Eminescu și poetul sorocean Petre Popa. Aici, în acest loc, unde respiră tei cu versul lui Eminescu, este mai bine să meditez. Și venind încoace, mi-am amintit cum niște elevi mă întrebau la o întâlnire: l-ați cunoscut pe Eminescu? Și altul zice: îl cunoașteți? Sunt două întrebări asupra cărora trebuie să mediteze fiecare, dacă l-au cunoscut și dacă îl cunosc. Eu aș vrea să dau citire unui poem. Cine-i domnul Eminescu? Fii atent, n-am zis a fost, că în lumea lui trăiesc cu eu ca om ce-și vrea un rost. E un domn ce atâtea lucruri le-a făcut să nu mai moară. Doi namunții rămân scuturi în străvechea noastră țară. El a fost un om cu toate câte omului sunt scrise, dar poet, în miez de noapte, steaua neamului aprinse. Și de atunci lumina e lină, peste un popor coboară și căldura ei divină mângâie și înfioară. Sprijină prin vrem cu fruntea să nu cadă pe noi cerul, când nu poți găsi cuvântul ce exprimă adevărul. Eminescu-i tot ce am, e simbolul după care poți distinge un vrednic neam din mulțimea de popoare. Evenimentul de comemorare a poetului a inclus o expoziție a meșterilor populari, dar și un program artistic. Aici au fost recitate și cântate poeziile lui Eminescu. Minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul luminându-i, e ca durerea mea să împac, înselinându-i în gânduri. Eminescu, steaua ce ne poartă, Eminescu, tot ce avem mai sfânt. Am visat mereu o altă soartă pe acest frumos trecut pământ. Eminescu, steaua ce ne poartă, Eminescu, tot ce avem mai sfânt.
funcție de învățământ, sunt copiii cei mai buni copii, prezenți colective artistice. Prin această activitate noi cred că sensibilizăm comunitatea pentru a păstra memoria și promovăm valorile naționale, ceea ce este foarte important pentru viitoarele generații, pentru viitorul, cred că, țării în întregime. Versurile citite și cântate în scenă erau fredonate și de sorocenii prezenți la eveniment. Am venit la acest important eveniment împreună cu nepoțica, care a venit în vacanță din România, din Deva, și vrem ca tinerile generații să le insuflăm de la asta vârstă dragostea de poezie, dragostea de Eminescu. S-a trezit des de dimineață și mă întreabă, mergem sau nu mergem, că i-am spus de-aseară. A fost foarte bucuroasă să vină cu buchetul de flori, să depune și a depus la fiecare bust, nu numai la Eminescu. Lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Aceste minunate versuri, cred că fiecare de noi știe că aparține marelui nostru luceafăr, Mihai Eminescu, astăzi pe care îl comemorăm. Într-adevăr, Eminescu ne-a lăsat o bogăție extraordinară. Versurile lui, care sunt citite cu mare drag, atât de bici cât și de oameni mai în vârstă. Astăzi comemorăm luceafărul poeziei noastre pe Mihai Eminescu, dar eu aș vrea să spun că, în afară de faptul că a fost un poet, un jurnalist și un fost bibliotecar, am mai fost și o persoană cuceritoare. A fost un fumător foarte mare și iubitor de petreceri. Când o salutau cu trăiască nația, răspunsul era sus cu ea. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea din cei 11 copii. Poetul se stinge din viață în condiții dubioase și interpretate diferit în mai multe surse la 15 iunie 1889. Printre operele sale celebre se numără Luceafărul, poezie desemnată în 2009 de către Academia Recordurilor Mondiale, cel mai lung poem de dragoste din lume.